Am revenit cu, pot să spun, prietenii mei, ca să nu avem niciun dubiu de ce există o relație bună încă din 90 între membrii Asociației 21 Decembrie și Comitetul pentru Democratizare Armatei. Am avut aceleași idealuri. Dacă nu cu toții în decembrie 89, dar imediat după 89, cu certitudine, elita armatei s-a revanșat, să spun așa, față de societatea civilă. Domnul Cârligianu Nicolae, comandor, rezervă, Ciolacu Viorel, colonel, tot în rezervă, și Ioniță Gheorghe, locotenent, comandor, tot în rezervă. Fac prezentările pentru că e bine ca lumea să știe că oamenii nu ascund gradele și nu ascund atunci când semnează. N-ați făcut-o nici în 90. Din păcate, sunt instituții care încă astăzi semnează chiar la nivelul parchetelor militare, dar nu scrie numele. Ion Vasilache, care este șeful, marele șef a parchetelor militare, spune, domnule comandant sau, mă rog, șeful parchetelor, dar nu spune numele. De ce nu spune nici după 25 de ani unii numele? Când dumneavoastră v-ați trecut pe acel tabel, l-ați dus în guvern și a spus, domnule, noi suntem Corect, ăștia și vrem să vorbim cu sigur, voi. Da. Și reprezentăm pe ăștia. Și reprezentăm Corect, da. O structură care de... toți sunt cu semnătură dată. În unități și cu ordin. Și cu ordin. Și cu ordin, da. Da. Păi, mai clar Bun. De atât nu se Ei, poate. Asta e. Unii n-au curajul, n-au avut curajul atunci și n-au nici acum. Trecem la punctul 6, le epuizăm și după aia discutăm Sigur, și da. Despre viitor un pic. Promovarea cadrelor militare în funcție de conducere să se facă pe baza unui criteriu de competență și responsabilitate stabilite la nivel național. Păi deja vroiați o... Da, adică vreau o generalizare. O lege de organizare. Da, exact. Din ce cauză? Pentru că automat se punea problema, o să venim la un punct mai în spate, pentru că e problema de... acel punct cu demisiile cadrelor militare și atunci, deci, practic, din viața militară trebuia să treci în viața civilă și trebuia să ai o continuitate. Nu merge, adică, da, merg în viața civilă și sunt pe din afară, știți? Asta deci era aici este vorba problemă. De competență, de profesionalism, a unei armate ieșită din regimul comunist. Corect, da. Erați conștienți, domnule, nu suntem buni, plecăm. Sigur, cei care sunt buni, cei care sunt buni rămân în continuare. Dacă citiți exact. Cu atenție acel punct, el nu se referă în mod expres doar la armată. Păi aia am și punctat că de aia da? Acest punct se referă așa, în spiritul a ceea ce vă spuneam că noi doream democratizarea armatei pentru a fi model pentru societatea civilă. Toată societatea, acest punct l-am introdus atunci gândind și n-am precizat în armată. Am spus în societate. În societate, da. În societate, da, corect. Da, pentru că noi am considerat că noi facem parte din societate, nu suntem în afara ei. Noi avem familii, exact ce spunea... Familiile sunt civili. Nu... Care erau civili acasă, toți. Acasă când aveam ne neamuri, bunici, unchi, adică ca fiecare, care o sumedenie de neamuri civile. Păi adică cum? Adică noi eram noi și erau... Abia da. După intrarea armatei în da. NATO, acest punct a fost îndeplinit 100%. Bun, deci îl bifăm și spunem, bifăm domnule, și să spunem că putem să-l trăim de pe listă pentru că s-a realizat. Acum, în armată, promovarea pe criterii de competență se face 100%. Vorbeam de lege, că vă doreați o lege curată de reorganizare. Veniți la punctul 7 și spuneți legile și decretele emise pentru societatea civilă să fie valabile și pentru cadrele militare, fără completări sau modificări ulterioare aduse din partea Ministerului Apărării Naționale. Adică, structura legislativă. Drepturile și libertățile cetățenești din Carta Drepturilor Omului Corect. Să se aplice și militarilor. Și fără să mai aibă drept de intervenție ministru să schimbe... Fără discuție, dacă îmi permiteți, mă rog, la capitolul ăsta s-a obținut într-adevăr greu. S-a acceptat demisia în armată, ceea ce e de domeniu incredibil. Deci suntem în armată, suntem sub ordine, sub o selecție profesională. Nu pleci când vrei și faci ce vrei, că o demisie presupune actul de voință unilateral, în care celălalt nu mai are ce discuta. Sunt beneficiar acestui punct câștigat când cu greu. Când s-a implementat, să spun? Eu am beneficiat de el imediat. În 90 s-a acceptat demisia în armată. Eu fiind în 94 pus în situația asta, am fost vrând nevrând silit să o fac. M-am adresat comandantului nostru al aviației, atunci răposatul general Stan, despre dotarea aviației. Și fiind un profesionist, nu puteam să tac. Și faptul că am fost oprit de la zbor și n-am acceptat această nouă poziție, mi-am pus demisia. Mi-a fost acceptată. Oprit de la zbor. De ce? Pentru că am spus adevărul ce se va întâmpla cu aviația militară.
mi-a fost reproșate fel de fel de chestii personale care nu aveau nicio legătură cu dotarea aviației militare, ca dovadă că nu eram singurul care am susținut asta imediat după demisia mea, asta a fost în 94, întreg regimentul 93 de aviație de la Timișoara au făcut o listă prin care apar 63 de semnături în care trimit o scrisoare noului președinte, era atunci domnul Emil Constantinescu, prin care se sesizează situația dezastruoasă în care era aviația militară și că trebuie luate măsuri. E adevărat că a fost o epurare mai elegantă după 90, nu ca atunci când Republica Populară își băga elita la pușcărie, mai elevată în sensul că s-au tăiat fondurile și eram mai sărăciți de 4 ori decât ar fi trebuit. Deci nu s-a îmbunătățit după Revoluție situația formă, din punct de vedere tehnic, în primul rând, hai să spunem așa. Sub nicio formă nu s-a îmbunătățit, ba mai mult s-a și distrus. Nici acum și, nu e. Deci și e situația din mai situația în care, din situația în care eu, chemând ca un fel, un apel de disperare, Comisia Ministrului să vină să ancheteze, să vadă situația, că doar nu spuneam acolo că Doru Moriești la bucătărie nu primește porția. Riscul care era ca oamenii să decoleze și să aterizeze în cap. Să aibă cu ce să acționeze și să acționeze în siguranță. Să fie bazați pe mașină. Pentru că siguranța unui popor se bazează pe pregătirea și siguranța pregătirea și instruirea armatei. Fără de pregătirea de luptă, ca așa se cheamă, este un capitol special. Dar în primul rând era vorba de pentru, omul care urca corect, la mașină, da, nu pentru, pentru pregătirea de luptă trebuia să ai tehnică și oameni. Oamenii aveai cât de cât, deși acum nu mai sunt nici ea, tehnică deloc. Și atunci, deci, cum să vă spun, acum... Deci situația în loc să se îmbunătățească ceea ce a cerut, deci s-a tot înrăutățit. Un caz chiar paradoxal, asta a fost în 94 de misia mea cu modernizarea MIG-ului 21. Vă rog să mă credeți, îmi cer scuze, dar eu ca profesionist care m-am format pe MIG-ul 21, eu când am făcut acel memoriu, zburasem MIG-ul 23, era în dotarea armatei române, aveam și MIG 29, ceva care era mult superior MIG-ului 21. Știm, cunoscând treburile astea, luând atitudine și chemând, având curajul să chem Comisia Ministrului, atât de mult a deranjat încât eu a trebuit să-mi dau demisia, dar ia ca suntem după 21 de ani de când am făcut acest memoriu și nu numai că n-au schimbat acele avioane, nici nu le mai avem pe alea. Au căzut, dar era firesc, era primul avion supersonic făcut de ruși în 51 pe planșetă, în 61 în România. În sfârșit, vedem că noul președinte, domnul Iohannis, a impus cumva, chemându-i la președinție pe toți liderii partidelor, au făcut un pact că din 2017 mai dăm 2%, da, 2017, de ce nu 2016? Suntem cu o presiune formidabilă, având în vedere evenimentele din Ucraina. De ce mai așteptăm 3 ani ca să dotăm și noi armata? Asta e din punct de vedere, pentru că nu putem să impunem noi ca stat în cadrul NATO. Pentru că, fiind parteneri în cadrul NATO, ar trebui să ne sprijine toate statele din NATO și până într-un anumit punct de vedere. Dar și noi trebuie să venim în sprijin. Nu, știu, dar noi venim în sprijin. Problema este, din punct de vedere cu tehnică, noi nu putem singuri să venim în sprijin. Odată. Păi știm adică precis, nu ne-ar vinde armament? Problema că ne-ar vinde, dar problema este cu ce bani. Păi sfurați acum, ADN-ul o mai recuperat din ei, să luăm 10 avioane moderne. Numai dacă din ce recuperează de la cei care alistează acum, dacă luăm ceva, poate cumpărăm ceva. Tăi singura posibilitate. Sute de miliarde din 89 dacă recuperăm din ele, poate că eu vă propun să trecem la punctul următor. Dar ceva, de unde sunt? Și totuși, condiția armatei trebuie ridicată, având în vedere DVS-ul. Deci vin americanii, ne aduc tehnică, și noi nu aveți suntem... dreptate. Nu, noi avem destule mături pe care să zburăm. Deci ne considerăm capabili să mai zburăm și la următoare. Nu știu, ceva e de adică, domnule, piloții sunt prea buni. Lăsăm cu dotarea. Lăsăm cu niște... Dar nu că nu mai sunt nici alea. Deci nici migurile alea nu mai sunt alea, migul 21. Nici alea nu mai sunt. Numărul de elevi nu mai e același. Pregătirea nu mai e aceeași. Partea tehnică nu mai e aceeași. N-ai cum să pregătești cadre dacă n-ai cu cele pregătiri. Sigur că da. Păi nu mai sunt școlile de maestri care au fost. Nu mai sunt... sunt nu sunt de transmisiuni, nu mai sunt de PNA, de protecție navigației aeriene. Adică sunt multe care contribuie și care nu sunt. Și atunci cu ce vrei să faci? Adică noi ne mândrim că avem două unități marșilate care sunt cu NATO, da?
Dar restul, că noi avem aerodromuri mai multe, nu? Avem Marea Două și care toate sunt strategice. Deci, în opinia dumneavoastră, adică, ar trebui luat de la școală? Sigur că da. Trebuie reluat din nou sistemul. Sigur, reluat de la început. Păi. Da. Cred că trebuie reluat cam imediat cum a fost după război. Domnul președinte are un reluat. Punct în acest sens. Punct și de la capăt. Are un punct și de la capăt. Are un punct și de la capăt. Hai să vedem și de la capăt, da. Pentru că am discutat despre și ăsta cu demisia, că de-aia l-a devansat un pic și era punctul 9. Și, da, scuze. Și am zis că de ce. L-am rezolvat. Nu, lasă că punctul 9 l-am rezolvat, dar cu o singură completare. Pentru că el, de fapt, a devenit foarte viabil după ce ne-a... După partea de 13, când a fost cu mineriada din 13 iunie, și când, pe data de 14 iunie, domnul Ilescu ne-a scos în afara... Ajungem acolo. Dar nu stai zic, pe de aia, și din momentul ăla, mi s-a acceptat demisia. Adică, ori te trec cu litera I, indisciplină, sau dai demisia. Cred că de aici dai demisia. Se trage de la punctul. Da? Sau dai demisia. Deci este este... de punctul 8, da. Nu a proclamației la Timișoara, ci este vorba de punctul 8 al Comitetului pentru Democratizarea Armatei, document senzațional, în opinia mea. Da, ăsta este la fel. Niște oameni tineri până la urmă care își doreau să aibă o viață mai, cum să zic, mai frumoasă, mai ușoară. Da, dar este în ton cu punctul proclamației la Timișoara. Este în ton, în totalitate. În de totalitate ce? Și spunem aici, desființarea direcției și birourilor de partid. Corect. Și de partid educație, comunist. Și de educație, și de educație patriotică din armat. Tot. Deci tot ce era până de partid trebuia desființat și... Deci haide să desființăm propaganda comunistă din... Corect. Rândul unităților militare. Asta era... Plecând de la nivel de soldat până la sus. La... Corect. Deci asta este tot. Punctul 8 de la Timișoara din programație, punctul 8 exact. Al CADE. Punctul 8 al CADE, exact. Păi bun, dar dumneavoastră știați de acest noi știam document? Noi știam de acel punct 8 de la Timișoara pentru că tocmai dânsi au venit și chiar așa au și fost. Poate mai puțin noi din București, dar faptul că ei ne-au sprijinit în momentul ăla și am fost toată lumea de acord. Bă, de ce să nu? Pentru că noi eram în ton cu el. Deci toată lumea, n-a fost unul care să spună, doamne, stai că nu-s de acord. Toată lumea am avut ceva de suferit de pe urma partidului. Nu, ăla a fost comunist. Deci nu în e problemă decembrie că 89, toți... În 25 decembrie 1989, da, când deja era lichidat comandantul suprem care dăduse ordin până în 22 la amiază când a fost ugărit da. De pe clădirea Comitetului de pe Central, CCU, da. Există un jurnal de luptă și un ordin transmis de către generalul rus. Da, comandantul aviației. Comandantul aviației. Corect, da? Comandantul aviației. Da. Care, nu o să-l citesc eu, vi-l dau dumneavoastră să-l citiți. Ia, domnul, să vedeți. Viorel, ia, domnul Viorel, că ești mai tânăr. Ce gândeau vârfurile politice românești. Îl știu, pe din afară, că în toate unitățile din armată a fost acest ordin, pentru că domnul general rus l-a transmis ca urmare a primirii acestui ordin de la... Capii armatei. De, pe de la capii armatei, de la capii conducerii partidului. De la capii conducerii politice. Dacă comandantul era suprem. Ordinul sună așa. De ce? Da, dar nu uitați un lucru. Din drumul taberei, acela Băneasa. E o distanță totuși. E o distanță, dar totuși în 25 decembrie, ora 21:15, comandamentul militar superior funcționa perfect. El era cel care coordona toată activitatea pe teritoriul României. Adică structura politică a Frontului Salvării Naționale. Da? Era sigur că îi spunea Consiliul Frontului Salvării Naționale la momentul respectiv și conducerea armatei formau Comitetul Militar Superior. Acest ordin, cred că a să fost... Să citesc punctul 1 sau doar punctul 2? Citiți da, să citiți și doar punctul 2 pentru că se înțelege. Toți activiștii de partid rămân în funcțiile actuale, își continuă munca de educație și cultură a armatei, ordinele de desfășurare a activităților și așa mai departe. Dar citiți și pe pagina a doua, ca să fie mai clar. A, și așa, da. Cotizația de partid, UTC și sindicat se strâng și se predă în conturile de până acum. Ei, vedeți, acest ordin de, acest ordin de luptă data, corect, ordin de luptă este... 25 decembrie, ora 21 din și 15 25 minute. Decembrie. Se vede mai puțin. Ora 21 și 15 minute. Da, și într-adevăr cred că vreau sau cine ținut și în ianuarie. Înțelegeți, înțelegeți ce am ieșit alături de acești oameni și de ce am rămas prieteni peste ani? Încă o dată, citesc punctul 8 al documentului CADA, după ce s-a citit acel jurnal de luptă, desfințarea direcției și birourilor de partid. Deci exact
oamenii aceștia nu-și mai doreau comunism în armată, ca în să spunem pe șleau. În 15 februarie, în 15 sigur, februarie, 90, repet, da. Societatea în sine nu mai dorea comunism. Ori ei forțau și strângeau cotizații. Domnule, în ziua de Crăciun, la acești criminali le ardea să strângă cotizațiile de partidă. Da, ai noștri mureau, și, corect, și armata era și în stradă într-o mare diversiune, iar ei strângeau cotizația, domnule, în 25 de ce. Bun. Ei. Punctul 9 l-am rezolvat. Dreptul cadrelor unitare la demisie, la bifat. Corect, la... e bifat, da. Eu am crezut că se referă la... Nu-i nimica, nu-i nicio problemă. Nu, am zis ca să nu mai trecem excluderea pe test. Excluderea posibilităților de manipulare armatei în rezolvarea diferendelor dintre formațiuni sau partide politice. Dom'le, armata este armată, separarea puterilor în stat. Toți o doream. Și o dorim și acum. În mare... În mare acest punct s-a realizat. Partidele istorice s-au comportat onorabil, au făcut declarații la momentul respectiv, sigur că întreb retoric. Fără discuție mi-aduc aminte de întâlnirea... Știi ce trebuie amintit aceea? Ce trebuie amintit? Că practic o parte din armată a fost folosită odată pe 12 ianuarie. Deci dacă ne aducem bine aminte, deci noi l-aveam în cadrul acestui comitet în februarie, l-am avut și pe domnul Inel, Ioan Inel, care cine își mai aduce aminte și de la televizor și asta, deci pe tancul ăla, când în Piața Victoriei, când a fost povestea Bazilu cu Mazilu și cu Iliescu, și cu Iliescu, 12 ianuarie 1990. Și care îl scapă pe Iliescu cu tank, cu tabu. Deci, de-aia spun, deci era o implicare a armatei într-o chestiune clară politică. Deci ce să mai discutăm? Dom'le, noi nu ne băgăm în disputele voastre politice, lăsați-ne pe noi în unități, exact. Fără activul vostru de partid exact, în ele, exact, să ne pregătim. Da. Plus că, pe urmă, am fost primul și la Minereada, care a fost în 28-a. Adică, totdeauna, până, că de-aia am și cerut-o repede, numai că nu s-a nu ținut, cred că unul dintre numai nu s-a ținut cont. Ați fi dat ordin, chiar dacă v-ar fi sunat Iliescu sau Petre Roman, ca un tank să meargă să-l scoată pe coposul din... să-l umilească, practic. Nu, nu mergea niciun. Da, deci un punct, la fel, din punctul meu de vedere, o impunere... Dar punctul ăsta nu s-a rezolvat atunci. Noi l-am cerut, deși după aia a venit Mineriada din 13 iunie... Dar parcă ăsta nu s-a rezolvat nici măcar la... Nu s-a rezolvat. Șaptea Mineriadă sau nici câte la aia șaptea, cea de la... aia din 89, din 99 sau 98. 98. Și atunci a fost armata scoasă. Exact, de aia spun, da. Adică nu, asta e problema. Deci acest punct încă, poate în situația actuală, e să considerăm că este rezolvat. Adică nu cred că se mai poate interveni, datorită faptului că, numai un pic, datorită faptului pentru că, într-adevăr, s-au întărit trupele de jandarmi. Deci, iată de ce ponderea trece acum de pe armată, pe așa, atunci, deci nu mai e nevoie de armată. Deci, punctul putem considera atribuțiuni separate. Și considerăm îndeplinit, pentru că nu o să mai scoată nimeni armata acolo pentru chestia asta. Vreau să fac o precizare, că atunci, în zilele fierbinți, când ni se explica nouă la Timișoara, deci la Timișoara, nouă cadrul armate, de către reprezentantul Consiliului Politic Superior în fața formației, comandantul și ceiști. Da, și ni se explica ce e în Timișoara, teren la care noi am spus, domnilor, nu încercați să ne explicați, pentru că noi știm despre ce este vorba și nu transmitem decât că noi îi vom apăra pe cei din piață. Sarcina noastră este ca la graniță să apărăm acest popor și această țară. De fapt, asta era și misiunea pe care a primit-o în 17. Bineînțeles că s-a aflat imediat. Radu cel Frumos era... Da, pentru luptă. Cu cine? Lupta, cu cei din inamicului extern. Corect, da. Și nu cred că cel cu mămăliga în piață aici era aici inamicul... este întrebarea pe care am pus-o de câte ori am avut ocazia să am un ofițer în față. Domnule, ce ai căutat în Timișoara în oraș, în Arad în oraș, în Cluj în oraș, în Cugir în oraș, în București? Cugir, da. Ca să nu... Bina, ordine, ordine, pe regulament și ordine. De-aia trebuie regulamente elaborate pe principii democratice. Să nu se mai ajungă ca armata să fie vreodată să fie împotriva poporului. Păi, din pâinile celor două pâini albe ale noastre, una mi-a dat 1000 să mă formez. Acest lucru este valabil și la Ministerul de Interne cu toată jandarmeria lor. Corect, fără discuție. Totul este un ordin de ilegal, incorect. Nu ai dreptul să-l comentezi. Îl raportezi șeful ierarhic superior și nu-l execuți dacă este. Să-l treci prin filtrul rațiunii. Îl execut că mi-a dat ordin militarul. Am ordin și mă duc și arunc în aer. De fapt, acest punct, asta vreau să completez, cerea în subsidiar ca armata să aibă misiunile pe care le are acum. Și de intervenția în piață, așa cum spuneți dumneavoastră, să se ocupe celelalte structuri de forță ale statului.
Da, și e realizat, de aia spuneam acum. 11. Formare un Comitet este Național pentru Probleme de Apărare Națională și Militară, subordonat președintelui țării, și desfințarea funcției de senator aia pentru cadrele militare. S-a realizat. S-a realizat. Un CSAT? Ce propune? Asta era cu CSAT-ul, ambele senatori. Cu senatorii am discutat-o la punctul cu ministrul civil și partea asta care este cu acest comitet este CSAT-ul actual. Care funcționează, da. Acum eram inspirați. Cum funcționează și ce face, e problema regulamentului intern pe care îl au și Băsescu, domnul Iohannis, mă rog, e prea, deci e prea crud, să zic așa, pe funcție. Nu, în cei 10 ani, hai, Ion Iliescu nu v-a iubit, e clar că nu v-a iubit, pentru că ați intrat în conflict direct cu concepția și de gândirea lui din 1990. Dar domnul Băsescu nu v-a avansat pe niciunul grad, nu v-a chemat, domnule, în rezervă. Nu problema numai de avansat, eu am cerut... Deci, inclusiv ultima, deci s-a cerut și către Băsescu, ultimul raport memoriu a fost făcut către ministrul Oprea și s-au primit niște răspunsuri în doi perică. Dacă vreți să vă citesc, vă citesc un răspuns. Dar acum vreau o să-l șeară la cameră, haideți ca să știe. Haideți să-l citim, mai avem două puncte și după aia trecem și citim. A, și citim ăsta. Da, păi, că vreau să-l șeară după aia, să-l și vadă că punctul e un 12. Punct interesant. Partidele politice să-și precizeze poziția față de armată și problemele de apărare națională. Deci este o dorință a dumneavoastră, avem partide pluripartidist, da? Corect. Și noi ca partidele să spunem, domnule, respect armata, ne ajută, nu numai face asta, este ceea ce este acum. Deci la fel cum a făcut domnul Klaus Iohannis, de adunat partidele și a zis, domnule, mărim la 2%, asta înseamnă... Cu 2%. Sau cât e, sau cu 2%, sau cât e, domnule, asta înseamnă ceea ce, punctul ăsta ce s-a cerut. E prima dată când se realizează. E? Eu aș... Deci aș... e prima dată acum. Deci este prima dată cu acest nou președinte. 13. Desfințarea unităților militare prezidențiale, spuneți dumneavoastră. La ce vă refereați? Aici se referau la cele care erau chiar într-adevăr. Deci era flotila de aviație, care era practic o unitate, să zicem, securisto-comunistă, dar ea ca denumire, nu oamenii, că doar nu, aia că erau colegii noștri. Erau profesioniști. Erau profesioniști, erau colegii noștri, n-aveam să... De ce am cerut chestia asta? Deci am cerut pentru că ei aveau o organizare cu totul proprie. Și o dotare care era folosită numai pentru... Numai pentru ei și care era deosebită de... Eram, da? Parcă... Plus, adică legăturile între noi și ei erau diferite. Siguranța lor, de siguranța lor aveau grijă. Da, da, da. Și mai e o problemă. Noi ne-am bătut cu ei la Autopen, de exemplu. Nu se spune. Deci noi ne-am bătut cu... Noi am dat colegi între colegi. Noi eram divizia pe o parte a pistei și această flotilă era pe partea cealaltă a pistei. Și s-a tras așa. Diversiune sau pur și simplu au știut... Cred că de toate au fost. De toate. Și răzbunare. Și răzbunare, și diversiune, și de toate. S-a tras. Și poate cu, facem o emisiune odată și despre Otopenca. Deci asta este problema. Adică din acest punct de vedere s-a cerut. Adică sunt foarte multe cazuri din astea. Doamne, toți trebuie să fim egali. Erau privilegiați. Care sunt, deci da, erau când spun că de ei aveau grijă, adică vârfurile Partidului Comunist aveau grijă de flotilă, păi pentru știți că problema, dacă se plimbau și dacă, ei cu... Păi știți cum era? Era o chestiune. Ei dacă aveau nevoie de ore de antrenament, li se dădea. Li se dădea și combustibil și... Combustibil, tot ce trebuie. Da, da? Și înțeleg. Dacă lumea nu știe, atunci la momentul respectiv era o mare problemă. Sigur. Dacă combustibilul avem... și cu... Sigur. Dotarea armatei. Mare exact. Problemă. Este acum, dar atunci. Da. Da. Era rație, era asta pentru cei tineri, ca să înțeleagă. Păi nu poți să faci o separare. Aviația este una singură. Tot cu aceleași mijloace se zboară. Numai că cei care zburau, adică cei speciali, aveau de toate, aveau și aparate, iar cei care trebuiau să apere poporul, mai vedem, tot așa umiliți. Da, le mai cârpim. Le mai cârpim. Toate aceste puncte au fost de bun simț. Au fost, din punct de vedere patriotic, nu încalcă cu nimic onoarea... Păi cred că a fost cel mai progresiv program care a existat la data respectivă. Da. Nu cred că în data de 12 februarie a existat un alt program mai progresiv, mai democratic, trebuie, mai trebuie decât acest program. Să dar asta trebuie să recunoască societatea română. Deci dacă ar fi și vrem să fie recunoscută chestia asta, acum fac un apel la domnul ministru Dușa, deci printr-un ordin de zi prin care să recunoască acest merit al cadrei. Nu pentru altceva, măcar pentru acest program. Și să scoatem în evidență că e, cred că, prima dată în istoria armatelor moderne, când armata, dotată cu de toate, se duce în mod civilizat, lasă armamentul, se prezintă, se discute civilizat, democratic, cu noi aleși, cu ai puteri, dumneavoastră. Da, cu noi aleși, de fapt, puteri. Nu erau aleși. Nu erau aleși, dar erau nouă nucleu al puterii. Nenorocirea, din păcate, este că această coliziune pe care o aveți
Pentru că ea, sigur, spuneți că ați venit în mod elegant, că ați mers la dialog, dar celor care erau după zidurile guvernului nu prea le-a convenit aceste puncte. Și v-au urmărit... Ca dovadă cum s-au comportat după aceea. Păi ia spuneți până la desfințare și să vedem de ce în data de 15 iunie s-a întâmplat și nu desfințarea, pentru că până la urmă nu erați, n-aveați o asociație înscrisă la tribunal sau... Era pur și simplu acel spirit care... Deranja. S-a propagat în toate unitățile militare de la un anumit nivel, probabil în jos. Da, consider că declinul nostru a început după atitudinea domnului comandant al armatei, care era atunci președintele țării Iliescu în funcție, la mineria din 14-15 iunie, da? Când revoltat ne acuză pe noi, ofițerii CADA, că din cauza acestui comitet de democratizare a armatei, comandanții nu mai execută și nu mai pot fi folosiți împotriva. Păi domnule, ești tu comandant. Un pic numai, că vreau să ce se întâmplă? Până la data aia, că de-aia vreau să revenim un picuț. Noi, după ce am ieșit pe data de 15 din cadrul guvernului și am plecat la unități cu toții așa, am început să discutăm, să facem acest, să urmărim acest program, da? Ori acest program... Punerea în aplicare a lui. Că... Corect. Ori acest program a avut ca punct de aplicare un ordin care s-a chemat ordinul OC1. Ordinul central numărul 1. Da? Corect. Din 1990. Ori acest ordin a supărat pe toată lumea. Pentru că armata a început să-și facă curățenie prin ce? Prin dovezi, prin documente, ce s-au făcut o sumedenie de dosare. Pentru că Consiliul Provizor de Uniune Națională, birou executiv, președinte Ion Iliescu, Consiliul Provizor de Uniune Națională. Acesta este prima structură pe care a, deci, a acestui Consiliul Provizor de Uniune Națională. Ei nu erau nimeni, domnule. Nu erau nimeni. Deci erau provizorii. Corect, erau provizorii. Erau... Au venit singuri, s-au pus pe scaune, nu i-a ales nimeni. Știu, haideți să vă spun de ce, pentru că... Dumneavoastră aveți totuși un statut, ei n-au spus la început. În cadrul da, lui... păi da, dar ei n-au spus că îi deranjează acest ordin OC1. Noi am avut întâlnire inclusiv cu ei când a fost... Știți că a fost pe Duminica Orbului în 1990, pe 20 mai. Pe 20 mai. Înainte de 20 mai am avut întâlniri cu cei trei candidați la președinție, că au fost trei candidați. A fost Rațiu, Dumnezeu, Câmpeanu și Câmpeanu, da? Deci cu toți trei am avut întâlniri. Deci CAD a avut întâlniri cu toți trei. În care, deci lucrurile au decurs foarte bine. Deci toată lumea de acord, toată lumea s-a discutat ceea ce se vrea și așa mai departe. Singurul punct care a fost cât de cât trecut cu vederea și care nu prea a convenit și nici în discuțiile cu domnul Iliescu a fost punctul ăsta cu OC1. Adică, practic, noi ceream acum comisia respectivă, cum s-a făcut la Timișoara, numirea acelei comisii, să se facă comisie pe baza, pe întreaga armată cu acest ordin OC1. Deci acum trebuia numită. Deci prin CADA, această care comisie, ce? Care prevedea deci, toate evenimentele din înainte și de, din toate unitățile deci, militare. Analiza, corect. Despre, analiza concret. Despre toată situația concretă în fiecare unitate. Aș vrea în două cuvinte să precizez despre ce e vorba. Și acum completează, zi. Ministrul de atunci al Apărării Naționale a emis ordinul central sau circular numărul 1, care a ajuns în toate unitățile militare ale Ministerului Apărării Naționale din țară, care spunea că prin alegeri democratice în cadrul unităților militare să se formeze o comisie din 3 la 5. De la 3 la 5, dintr-un ofițer, un suboficer, un maestru. Adică din toate categoriile, da. Și din care să facă parte și șeful biroului secrete, biroului secret, biroului de documente secrete, și să facă o analiză a evenimentelor, implicării unității în evenimentele din decembrie 1989. Acest lucru s-a întâmplat, s-au întocmit niște documente pe baza jurnalelor de luptă acolo unde existau, sau mărturilor, pentru că era vorba de un document emis de cadrele care trăiseră acele evenimente. Aceste documente s-au întocmit, au fost înaintate pe care era ca la armată, despre care nu mai știm nimic. Probabil că atât de mult au speriat conținutul acestor documente, adevărul îi sperie pe criminali, încât ulterior mai mult de jumătate din cei 64 au fost trecuți în rezervă, unii au avut de suferit mai târziu, alții mai devreme, unii dintre noi nici nu mai deci există. Deci imediat după ce s-a intervenit în piața universității și practic au decimat societatea civilă, au decimat sediile partidelor,
au decimat, au distrus redacțiile de ziare care erau împotriva lor. Au urmat acest comitet. Membrii care, erau numiți prin ordin al ministrului, care nu făcuseră ceva împotriva legilor de atunci, a regulamentelor. Lucru care a speriat... Evident că conducerea politică care a preluat puterea după 22 decembrie nu și-a dorit democratizarea aș fi dorit menținerea structurilor. Aș fi curios. Asta este documentul în bază orice unul. Aș fi curios legal să văd dacă un istoric care armata aș făcea singură curățenie. Dacă un istoric ar avea curajul să publice concluziile acestor rapoarte întocmite de comisiile din cadrul unităților militare. Dar unde o fi acele documente? Cred că ar fi o istorie adevărată a Revoluției și a implicării armatei în evenimentele din decembrie. Probabil că a speriat nu numai la București. O întrebare pentru toți trei. În cazul în care se reiau cercetările neoprite oficial, pentru că nu și-au putut permite să oprească cercetările în dosarul Revoluției, având în vedere avalanșa de decizii a Curții Europene. Și ați fi chemați la o secție, n-are importanță dacă militară sau civilă, care ar ancheta aceste evenimente. Ați merge cu plăcere să depuneți mărturie? Mărturie numai din punctul de vedere ceea ce știm. Corect, sigur. Pentru că sunt lucruri care, de exemplu, era o arhivă întreagă, dosarele, vă dați seama, toate unitățile din toată armata. Deci, vă imaginați cât de bucuros aș fi să pot să trag la răspundere de ce măcar de după ce am făcut, am sesizat Comisia Ministrului, Comisia Ministrului să vină să vadă, de ce nici după 20 de ani nu s-au luat măsuri în domeniul aviației. Deci asta știu foarte bine. Am probe, am înaintat la ierarhii, la comandatul aviației, la Ministrul Apărării Naționale. Până când am ajuns să-mi dau demisia, deci gestul și culmea culmilor că după atitudinea politică, nici 8 ani de zile n-am mai primit pensia. Că dreptul, aveam 37 de ani vechime, 22 de ani de zbor, numai pe supersonice. Nu v-au iertat. Păi cum să ierți așa ceva când depășești nivelul? Probabil că concluziile acestui OC1, a rapoartelor întocmite de către cadrele alese de data asta, nu numite, au speriat așa de tare, repet, încât probabil că ecourile acestor rapoarte s-au resimțit nu numai la București. Cine știa cel mai bine ce s-a întâmplat și de la cine se primise ordin decât cei care îl primiseră. Da, și știți cum se numește? Pe care noi ceream într-un mod elegant să fie înlăturați din armată. Da, pe mine m-ați convins încă atunci când ați ieșit în stradă în 90. Sper că în această seară am convins și pe cei care ne-au urmărit că în armată a existat o mișcare loială țării până la urmă și pentru aflarea adevărului legat de evenimentele din decembrie 89. Oameni care n-au tras, oameni care dacă ar fi fost alături de ei, nici într-un card n-ar fi pus pe hârtie, domne, vrem adevărul și eliminarea celor vinovați din rândurile noastre. Din păcate ne apropiem de sfârșit și v-aș ruga la încheierea emisiunii să tragem o concluzie. O luăm de la dreapta la stânga. Haideți să o luăm de la stânga la dreapta. Că în armată. Da. Cu stângul. Da, cu stângul înainte. Mie nu-mi pare rău că am activat în cadrul acestui comitet, că am avut alături de colegii mei idei care se pare că au fost îmbrățișate de conducerea armatei și a țării care a venit ulterior. Unele din puncte nu au fost încă împlinite în totalitate nici în ziua de astăzi. Aș fi curios dacă în noua strategie de apărare a țării ar fi trecute aceste puncte sau spiritul lor cel puțin, pentru că sunt de bun simț și sunt pur patriotice. A spune că sunteți și pionieri ai democrației în rândul armatei române după 45 de dictatură bolșevică, pentru că nu armata regală și oamenii și ofițerii din perioada dinainte de alungarea regelui aveau altă ținută, din păcate a fost pervertită după venirea bolșevicilor și sigur că puterea politică a impus tot ce a vrut și în armată și în rândul celorlalte structuri. Adevărat că după 1968 ceva a început să se schimbe,
Dar, din păcate, mentalitatea a rămas și ea a persistat nu numai până în 89 și după, drept dovadă că după cucerirea libertății v-ați lovit de aceeași mentalitate. Ai. Dumneavoastră ați avut cu totul și cu totul altă mentalitate. De aceea am permis să spun că sunteți pionieri în democratizarea armatei. Domnul comandor. Eu aș vrea să concluzez prin două idei. Prima, actuală, că adevărul, într-adevăr, nu poate fi încătușat. Cineva a spus un lucru foarte adevărat, dar poate fi închis. Problema este, trebuie să luptăm să le liberăm. Deci da, dar justiția a fost strangulată timp de 25 de ani de gruparea aceea de care ne-am lovit încă din 22 decembrie. Da, dar să sperăm că încet... Corect, asta trebuie. Trebuie luptat să poată fi eliberat ușor. El încă e închis. L-au strangulat, dar n-a murit. Corect, n-a murit. El e acolo. Da. Dar oricum, trebuie eliberat. Da? Și al doua idee, vreau să arăt că, într-adevăr, CADA, și o să și arăt așa în cameră, a fost recunoscut în 2010, da? De către domnul Dușa, dar o să vă citesc și răspunsul acesta. De domnul Dușa sau nu, de domnul nu de, Oprea? Nu de domnul Dușa, de domnul Oprea. Așa. Așa. Și el spune în felul următor. Deci este un punct de vedere la un memoriu care s-a făcut pentru recunoașterea CADA. La 20 de ani. La 20 de ani, da. Și aici recunoaște că memoriul a fost făcut de mine și el îmi transmite răspunsul mie, unde recunoaște că sunt membru fondator al Comitetului de Acțiune pentru Democratizarea Armatei. Deci mă recunoaște în această calitate, da? Ce recunoaște? Că comandor fiind, adică gradul militar, deci ca militar, da? Deci fac din această. Numai că răspunsul este așa puțin exact cum am spus eu, exact cu adevărul ăla care este strangulat, pentru că se spune o chestiune foarte interesantă, că conform cu anumită cu legea contenciosului administrativ din 2004, autoritatea publică emitentă a unui act administrativ unilateral nelegal poate să solicite instanțe anularea acestuia. Acțiunea poate fi introdusă în termen de un an de la data emiterii actului. Ori documentul este în 2004, da? Noi în 90, în 13 iunie a fost acea, 14 iunie a fost acea anatemă pusă pe acel ordin, da, acel ordin, da. Un ordin. Exact, da? Ori n-avea nici cine, deci practic este nulitatea de drept a acestui document legal. Nu, eu spun că nulitatea de drept este acelui ordin care s-a dat în 15 iunie, pentru că încă în 15 iunie Ion Iliescu nu era nimeni. Era un simplu cetățean. Era ales, dar nu depusese jurământ. Da, da. Ca o completare la ceea ce... Vă rog, ultimul cuvânt îl aveți, domnule. Mulțumesc. Ca o completare la ceea ce ne recomandă domnul Oprea, eu în 96 am chemat Ministerul Apărării Naționale în judecată. Un pilot, primul pilot care a reușit să facă, bineînțeles că... Dacă poate să prindă camera, țineți puțin. Da. Și asta e un articol de ziar în care exact asta se întâmpla real. Am chemat Ministerul Apărării Naționale în judecată pentru faptul că după un material și o dovadă concretă a ceea ce se întâmpla în aviație, se continua cu acuze și cu imagine eronată asupra mea, în care familia a suferit, vecinii mă vedeau, cel mai mare pericol pentru armata română, pentru aviația română. Pericol social. Pericol social. Și a fost toți. Da. Păi da. Pericol social. Pericol și am cerut, bineînțeles, o reparație firească. Nu numai neapărat materială să fiu reintegrat, măcar să se confirme ceea ce din capul locului am cerut. S-a considerat că este act de comandament și așa ceva nu se poate judeca. Era o situație firească, îmi ceream drepturile de cuvenite după 22 de ani de zbor pe supersonice, ca dovadă că am fost trimis la plimbare și încă 8 ani am stat fără pensie. Am colegi care au stat 15 ani fără pensie cuvenită din cauza acestui fenomen, acestui spirit, acestei chestii concrete în acțiune. Deci noi am continuat, ne-am continuat și ne-am dus crucea cum am putut. Mulțumesc mult pentru ideea care ați avut-o să ne întoarceți în timp după 25 de ani. Ne-am întors cu toți. Ne-am întors cu toți, așa este. Mulțumim Dumnezeu că ne-a ales pe noi și ne duce în crucea. Avem colegi care sunt morțele fiețele în aușară, dar au fost de o loialitate și de o corectitudine extraordinară. Nu au putut, poate, să reziste la fel de bine. Nu e ușor când stai cu mobila pe scări și ești dat afară din propriul apartament. Până acolo s-a ajuns. Era vorba de răposatul Bărbuță. Bărbuță.
până acolo, în scenări, peste scenări. Deci am ajuns chiar până în, în ce să vă spun, îmi permiteți acum să, să chem în, să fac plângere penală comandantului suprem, care era Ion Iliescu. Și m-am adresat domnului procuror, prim, Dan Voina. Și am spus de ce îl consider vinovatul principal al, al, al atitudine, al, al ceea ce ni se întâmplă nouă membrilor și simpatizanților membricada. Nu s-a întâmplat nimic. Deci n-au reprimat încă o dată, n-au reprimat doar societatea civilă, da? Aruncându-ne în pușcărie, n-au reprimat doar partidele și să le distrugerea sediilor și a, și a bătuți membrii de partid în, la sediul național, Partidul Național Țărănesc, la sediul Partidului Național Liberal, au distrus redacțiile de ziare, dar au venit și în unitățile militare peste cei care au spus, domnule, vrem democrație în România. Și au promovat după cum au promovat. Da, domnule Mărie, dar, și o secundă. Să termin ideea și nu mai spun nimic. Și după ce am făcut această plângere penală, la a doua ieșire a PDSR-ului, a FSN, nu mai știu ce era atunci, a câștigat din nou Iliescu în, în octombrie 2000, în 2001 mi se înscenează că am rămas blocat, nu aveam nicio datorie la nimeni. După 10 ani, după 11 ani din nou. Nu credeam. E adevărat că eu m-am manifestat prin articole împotriva felului cum conducea politic, nu neapărat din, trebuia să iau atât din punct de vedere militar, dar eram, făceam parte din societate, eram civil și mă manifestam prin articole. Domnule, dacă mai ales pentru aflarea adevărului. Și mai ales pentru că eram în Timișoara și noi știm exact. Dar ca să ți se însceneze că ai datorii și să fie și executat, să, aproape că eram pe punctul să-mi pierd casa. Și ce vă spun, scriau ziarele, dați un articol, ca în țara lui Papu Revodă. Deci, domnule, sunt chestii concrete trăite. Și atunci, în condițiile astea, noi, care acum ne întoarcem în timp, ne gândim cu speranța că acest fenomen, acest spirit, care este un vis, un roman, un subiect de roman, este pentru unii frumos, pentru alții urât. Și noi toți spunem că, totuși, dacă ar fi să ne întoarcem în timp, am face aceleași lucruri. Fără discuție, n-avem cum să ne schimbăm. Da, domnule Mărieș. Da, da, poate ne-am face altfel. Pentru că, nu mai lăsăm la urmă. Aveți, o să spun ceva acum mai rău. Aveți... Domnule, îmi pare rău că n-am fost și eu să fi avut grad, poate că se găseau unglonte și pentru ei. Pentru că pentru ai noștri s-au găsit prea multe. S-au găsit, da. Iertați-mă. Da, domnule Mărieș. Poate că sunt dur, dar poate merită. Nu, da, așa este. Niciun lucru bun nu rămâne nepedepsit. Cred că asta a fost urmarea pe care am trăit-o. Dar poate că la 25 de ani, când se întoarce roata, niciun lucru rău nu rămâne nepedepsit. Să dea Dumnezeu. Iar noi suntem în viață, suntem tineri, am stabilit că avem 25 de ani. Da? Încă tine, diferență de câteva zile. Noi pe 9 februarie, dumneavoastră pe 15. Noi suntem încă ofițeri în rezervă și suntem gata de a răspunde prezent și la chemarea patriei. Și văd că și destul de în forță. Domnul Cârligianu, haideți totuși dumneavoastră ultimul cuvânt. Ce să spunem ca ultimul cuvânt? Ca ultimul cuvânt, adică aș face un apel către toți cei care într-adevăr au simpatizat această, să zicem, acest spirit frumos, care a îmbrățișat ofițerii români. Exact, care au îmbrățișat acest spirit frumos al ofițerilor români și care au documente, care au probleme legate de evenimentele din perioada decembrie. Hai să zicem infracțională decembrie 89, iunie 90. 90, exact. Se poate fi contactate ori la Asociația 21, ori la grupul nostru sau ceva, din ce cauză, pentru a putea să punem din nou adevărul în... Pentru a scrie istoria așa adevărată. Cum a fost. Așa cum a fost. Așa cum nu a fost, ne dorim altceva. Corect, așa și așa să o învețe cei care urmează după noi. Pentru că e o problemă de moralitate pentru toți, adică să cunoaștem realitatea istorică, nu... Nici povestind, nici basme, nici altă. Vă rog să spuneți o modalitate de contact. Dacă, o modalitate de contact, există un mail, cârligianu@yahoo.com. Sau ionita77@yahoo.com. Sau viorelciolacu@yahoo.com. Suntem vii, suntem reali, nu ne ascundem, așa cum și-au asumat în 1990, prin semnătură, cu nume real, fără a umbla cu conspirații sau, eu știu, alt tip de metode folosite de către vechile structuri dinainte de 89, au rămas demni și au menținut principiile și cel mai important, în opinia mea, este că au avut curaj atunci să le exprime. Nu uitați că atunci încă Uniunea Sovietică era în picioare. Nu uitați că aveam granițe cu ea,
Nu uitați că armata era încă infiltrată numai puțin de 40 ceva de generali reactivați din structurile cu legături la Moscova, reactivați de Nicolae Militaru și Ion Iliescu imediat după 22 decembrie. Acești oameni au reușit să elimine, iar astăzi pot să se mândrească chiar dacă au fost eliminați din structurile armatei, chiar dacă au avut de suferit și domniile lor și familia, pot să se mândrească că au pus o cărămidă la o Românie care este sub o umbrelă NATO, o umbrelă care astăzi ne dă mai puține emoții când auzim că la Kiev sunt probleme. Dacă n-ar fi existat acești oameni, poate că rămâneam și astăzi, eram și noi cu aceleași probleme ca și Kievul. Și această structură militară, acest spirit din armată a dus la o Românie europeană, la o Românie care au intrat într-o structură, repet, militară, care ne onorează. Eu vă mulțumesc pentru demnitate, vă mulțumesc pentru curajul de atunci și care sunt convins că l-aveți și acum. Rămânem împreună pentru un singur lucru. Stabilirea adevărului istoric pentru cei care urmează să ducă România mai departe. Mulțumim. Noi îl știm. Și noi mulțumim pentru invitație. Vă mulțumesc din suflet și ne vedem oricând cu mare drag. Sigur că da, oricând, pentru că evenimentele trebuie tratate, sunt multe aspecte și trebuie tratate pe rând. Trebuie reluate iar evenimentele de la Timișoara, trebuie reluate evenimentele de la Otopeni, trebuie reluate evenimentele de la Sibiu, trebuie reluate, adică dacă într-adevăr vrea să facă așa, dar trebuie făcute, adică cât de cât periate. Domnul Procuror General, ați auzit? Da. Adevărul trebuie spus în orice condiții. Domnul Iohannis, domnul președinte, încă ne dorim adevărul, poporul român îți dorește adevărul. Domnul Iliescu, încă existăm. Până săptămâna viitoare, vă invit cu același drag. Rămâne sfârșitul meu de despărțirea dumneavoastră de suflet, să rămânem oameni.